clipirea în față, o să vedeți un X. Place the head on the chin rest and blink freely. Acum puteți clipi. Foarte bine, foarte bine. Vă rog să nu vă mișcați. Facem protocolul. Retina. Și dăm start. Și aparatul efectuează automat, fără intervenția medicului, toate examinările programate. Please blink, then keep your eye open. Thank you, you can blink freely. Aparatul indică pacientului efectiv pe tot parcursul examinării când să clipească, când poate să stea relaxat sau când trebuie să fie atent ca să se efectueze efectiv scanarea, examinarea. Automat se trece la celălalt ochi. După cum am spus, tot protocolul de examinare decurge fără intervenția examinatorului, este nevoie doar de o singură apăsare a butonului, desigur cu condiția ca pacientul să colaboreze și să fixeze punctul de fixație din interiorul aparatului. Acest tomograf ocular oferă informații despre retină, analizează, examinează retina ochiului. Retina ochiului este foița, este partea ochiului cu care noi percepem lumea exterioară, cu care se realizează percepția vederii cu retina. Iar acest tomograf face o analiză fină a straturilor retiniene. Este, după cum am spus, cel mai rapid tomograf ocular existent la ora actuală. El folosește un laser special care scanează retina și oferă detalii despre structurile, despre straturile retiniene. Detaliile sunt așa de mari încât noi avem posibilitatea să examinăm celulele, straturile de celule din cadrul retinei, adică rezoluția se ridică undeva la 2 microni. Se văd detaliile foarte, foarte bine. Aici este corpul vitros care se vede în bursa maculară, aici este coroida și efectiv fiecare strat retinian în parte se poate observa, se poate analiza, se poate mări ca să vedem cel mai mic detaliu al retinei dumneavoastră. Mai mult de atâta, putem să vă oferim o imagine tridimensională a retinei dumneavoastră. Noi putem efectiv să vedem o cartografiere tridimensională a fundului de ochi, a retinei dumneavoastră. Din orice unghi dorim să-l vedem, îl putem analiza, îl putem mări și efectiv avem posibilitatea de a păși pe suprafața retinei dumneavoastră. Aici se vede nervul optic, iar aceste fire sunt vasele retiniene, iar centrul vederii se află aici, se cheamă fovea și cu aceasta este zona cea mai valoroasă din cadrul retinei cu care noi percepem toate imaginile. Aici, deja în sus, este corpul vitros. Și din acest aspect tridimensional reiese că aveți o retină extrem de sănătoasă, deci nu trebuie să vă faceți griji. Mai mult de atât, dacă dorim să examinăm mai în detaliu retina dumneavoastră, putem să examinăm fiecare strat retinian în parte. Pur și simplu, retina dumneavoastră, straturile retiniene se desfac și putem analiza fiecare integritatea fiecărui strat în parte. După cum am spus, este cel mai rapid tomograf ocular existent la ora actuală în oftalmologie. Concret, bolile care se pot examina cu acest aparat sunt bolile de retină, cum ar fi degenerescența maculară legată de vârstă, retinopatia diabetică, corioretinopatia seroasă centrală, de asemenea glaucomul, care este o boală, din păcate, foarte frecvent întâlnită. Este indispensabil deja la ora actuală în examinarea, în diagnosticarea și în urmărirea pacienților cu glaucom. Este foarte important. Please look at the center of the green cross and blink freely. Iar aparatul efectuează automat. Please follow the green cross.
examinare la ambii ochi în pace. Please blink, then keep your eye open. Thank you, you can blink freely. Scanarea se face foarte repede, în câteva secunde, astfel încât nu există neplăceri pentru pacient. Diagnosticul de glaucom se confirmă dacă aceste examinări se repetă în timp. Comparând rezultatele obținute la fiecare examinare, noi observăm că valorile se mențin, înseamnă că nu există glaucom sau glaucomul este bine compensat. Dacă aceste examinări, aceste valori ne arată o scădere a parametrilor, înseamnă că există glaucom sau glaucomul nu este bine compensat, chiar dacă este tratat. Este tratat, dar nu suficient, tratamentul nu are efect suficient și atunci, dacă este vorba de tratament medicamentos sau îl suplimentăm sau dacă avem deja tratamentul maximal, trecem mai departe la tratament chirurgical. Dar în cazul dumneavoastră, nervul optic arată foarte bine. Please place the head on the chin rest and blink freely. Please look at the center of the green cross and blink freely. Un alt avantaj foarte mare pe care îl oferă această tehnologie, acest aparat, este prin realizarea angiografiei tomografice. Angiografia tomografică sau OCTA, cum se spune prescurtat, reprezintă analiza vaselor de sânge retiniene, adică angiografia retinei, fără a fi nevoie să injectăm colorant, cum se întâmplă de altfel în mod normal când realizăm o angiografie. Este angiofluorografia, angiografia fluorescenică, care este indispensabilă, desigur, și în momentul actual în oftalmologie, în diagnosticarea bolilor retiniene. Această angiofluorografie este o metodă invazivă, pentru că ea necesită injectarea intravenoasă de colorant. Această nouă tehnologie evită această neplăcere, oferindu-ne detalii similare, uneori detalii mai avansate decât angiofluorografia, dar fără neplăcerea și fără nevoia de a injecta acest colorant, deci fără invazivitate, ceea ce este un lucru extraordinar. Prin faptul că nu e nevoie de injectare de colorant, se poate repeta această investigație mult mai frecvent decât angiofluorografia, unde este nevoie de injectare de colorant, care uneori are și anumite contraindicații. Această investigație nu are nicio contraindicație, este absolut non-invazivă și se poate efectua rapid și se poate repeta ori de câte ori și oricând este necesar. Putem examina și polul anterior, adică tomografie a părții anterioare a ochiului, cum ar fi cornea, irisul, cristalinul. Acum examinăm, facem o pahimetrie, adică examinăm grosimea cornei, integritatea cornei, ceea ce este extrem de important în foarte multe boli corneene și noi o utilizăm foarte frecvent pentru chirurgia refractivă, pentru a determina grosimea cornei, să știm cât de multe dioptrii se pot înlătura, se pot abla cu ajutorul laserului Excimer. Please look at the center of the green cross and blink freely. Please blink, then keep your eye open. Thank you, you can blink freely. Avem pahimetria dumneavoastră, adică măsurarea grosimii corneene. Cornea este primul strat al ochiului sau lumina ochiului, cum se mai numește, și o importanță foarte mare are grosimea cornei, printre altele, pentru determinarea posibilității îndepărtării dioptriilor în cadrul chirurgiei refractive. Cu cât cornea este mai groasă, cu atât putem să îndepărtăm mai multe dioptrii în cadrul chirurgiei refractive.